Bună seara dragii mei prieteni, iată-ne din nou ajunși în, într-o vineri binecuvântată, o zi de pregătire în care sufletele noastre se adună cu bucurie în jurul altarului Cuvântului Lui Dumnezeu. The Golden Age sau Era de Aur este subiectul pe care îl voi aborda în această seară într-un moment de criză internațională, într-un moment în care omenirea schimbă viteza de abordare a lucrurilor, un moment în care societatea se perpelește între bine și rău, în momentul în care lumea votează între bine și rău, sau dacă vreți, lumea alege între bine și rău, este momentul în care țara aceasta frumoasă și minunată, numită Statele Unite, are posibilitatea să-și aleagă viitorul și destinul, ceea ce s-a și întâmplat în zilele trecute o declarație care mi s-a părut deosebit de importantă cu o conotație profetică este expresia pe care a folosit-o evident actualul uh, reprezentant al uh, casei albe intrăm în era de aur sau the golden age se adunaseră să vadă aur mult era o statuie de 666 de coți dar nu conta înălțimea de 666 ceea ce conta era strălucirea Acestui 6 strălucirea aurului îmbrăcat în 6-6-6 coți. 127 de națiuni, poate și mai bine, erau acolo. Reprezentanții coloniilor Marelui imperiu babilonian, erau în valea dura pentru a admira geniul prosperității epocii de aur. Lăutarii politici strigau să facem Babilonul să strălucească și mai mult. Cea mai puternică și cea mai chivernisită țară din lume a scurtat jugul globalisto-babilonian și a recâștigat țara înapoi. Această înfățișare a lui Nebucarnețar stând pe un tron în fața unei statui de aur, în care mesajul este transmis direct la unison întregii lumii, că Babilonul cel mare nu va cădea niciodată, mă duce cu gândul la zilele de victorie absolută a roșului detimental albastrului în țara noastră pe care o iubim și pe care o stimăm. Cea mai puternică și cea mai chivernisită țară din lume a scurtat jugul globalismului sau globalistul babilonian, dacă vreți, și a recâștigat țara pentru popor. Spiciul victoriei a fost fără transcript natural și caracteristic celui mai urât și celui mai iubit dintre pământeni, în de acord cu unii. Domnia sa vorbea cu atâta siguranță de o pace foarte sonoră, reală, care poate deveni practic viitorul imediat al planetei. Domnia sa este iubitor de pace, Vrea curățenie la el acasă, cât și în sfera în alte administrații, respect între națiuni și cu alte cuvinte fiecare cu ale lui, fiecare să-și vadă de treaba lui, concluzionând pragmatic că fiecare, cum își așterne, așa doarme. Așa am înțeles eu din mesajul, mă rog, mesajul concluzie al uh, sfârșitului procesului de votare din Statele Unite. Ce spunea dumnealui în realitate este, sau ce transmitea națiunii americane și lumii întregi, că familia este familie, copiii sunt copii, femeia este femeie, Bărbatul este bărbat, părinții sunt părinți reprezentând pe Dumnezeu și caracterul lui Dumnezeu în fața copiilor până la vârsta de maturitate, respectul pentru emigranții legali, Aplicarea legii pentru cei certați cu legea, sănătate la superlativ, prin aliatul JFK Jr., care a spus că vrea să scoată clorina din apa potabilă, că afectează sănătatea și alte lucruri, treaba cu dispariția copiilor se va reglementa, educația în școlile publice unde se predă transformarea copiilor în viitor pervers unde Coranul este predat cu respect în timp ce Biblia este expulzată, executată și finalmente pusă la colț, va primi din nou creditul și respectul națiunii. A fost un speech fără dictare, la microfoane mascate de cercei de la urechile, în, în cazul doamnei care a expirat odată cu venirea dimineții, ce reprezintă schimbarea de fapt de la Casa Albă pentru creștinii în general, pentru mine, pentru tine, ca parte a celor care cred în revenirea Domnului Hristos? Ce reprezintă asta, prieteni? Există un impact profetic? De ce a respirat lumea ușurată odată cu revenirea creștinismului la putere? Există o reflexie a schimbării votate de cetățeni? Care a fost de fapt beneficiul moral a ceea ce s-a întâmplat în SUA pentru ei, pentru noi, pentru lumea întreagă. Vedeți dumneavoastră, bătălia a fost dată de Dumnezeu pentru nouă porunci, călcate în picioare de gândirea globalistă, marxistă și așa mai departe. În toți acești ani, evident că lumea s-a obișnuit să fie sufocată de un concept ideologic care este antiuman antisocial, anticreștin, antidecență, antietică, anti ce vreți dumneavoastră, dar numai pământean n-a fost. Tot ce ținea de morală a fost pervertit. Acum vine vremea ca Dumnezeu să apere porunca uitată care are de a face cu tot ceea ce ține de închinare și de autoritate. Deci lupta se dă în două faze. Apărarea moralității, demnității umane a individului creat de Dumnezeu, toate cele nouă porunci au fost vindecate pentru că au fost atacate de globalism și sistemul ateu marxist, dar mare atenție. Nouă porunci au fost vindecate, într-adevăr, dar vine vremea ultimei încleștări în care poporul lui Dumnezeu va ieși la rampă pentru prieteni a vindeca a patra porunca lui Dumnezeu care nu ține de morală, ține de apartenență, ține de închinare și demonstrează pe cine recunoaștem noi ca și Dumnezeu Suprem, absolut, al vieților noastre, creator al nostru și așa mai departe. Deci, porunca din episodul 2, porunca despre care se va discuta și victoria pe care o va obține Domnul Dumnezeu în acest episod 2 al Marii Lupte Morale între Bine și Rău în Societatea Umană, nu este despre cele nouă porunci care au fost clasificate sau catalogate sau care au fost recunoscute sau a căror influență, solemnitate, autoritate au fost recunoscute de marea victorie pro-conservatoare sau conservativă a Statelor Unite. Acum, ce se va mai adăuga, ci de pe tort, nu, este porunca patra care va fi discutată la televiziune și în care subiectul va fi, bineînțeles, apărat de rămășița poporului lui Dumnezeu sau cea mai rămas bun din spectrul generat o pară inspirată ne spune că majoritatea poporului lui Dumnezeu care va fi mântuit nu se află în poporul rămășiței se află în Babilonul cel mare iar aceștia atunci când poporul lui Dumnezeu va avea suficient curaj și caracter a lui Hristos să strige a căzut, a căzut Babilonul această mare majoritate această cifră extraordinară de oameni care astăzi trăiesc în Babilonul cel mare și își formează caractere acolo, păzind nouă porunci, fără să înțeleagă noțiunea sau definiția poruncii a patra, care completează legea lui Dumnezeu, aceștia vor ieși și vor participa umăr la umăr la suferința poporul lui Dumnezeu, vor deveni parte din poporul lui Dumnezeu și vor suferi cu cei puțini care au întors lumea pe dos printr-un mesaj pe care noi în lumea sau în Marea Familie tradițională îl numim Marea Sligare. Creștinii prieteni s-au săturat să mai fie îngenunchiați. Votul a spus clar, suntem creștini, dar nu suntem sclavi. Acum, bineînțeles, porunca a patra va fi televizată cu toate argumentele pro și contra. Foștii frați vor aduce mărturie împotriva apărătorilor sabatului biblic. În timpul marilor Revelații, în care caracterul nostru va fi dat pe față. Bărbați învățați care altădată străluceau în înțelepciune, acum rătăcesc ca niște stele pustii cărora le-a fost păstrată negura întunericului pe vecie, vor fi cele mai bune instrumente prin care se vor răstămăci atât adevărul despre cuvânt cât și intențiile mesagerilor aduși în fața tribunalelor. Cei loiari vor fi traduși sau percepuți de lumea oficială ca un fel de încăpățânați. Loialitatea față de Dumnezeu va fi percepută ca încăpățânare împotriva bunăstării și prosperității sociale. Cuptorul se va încinge în această epocă de aur de șapte ori mai tare. Raportul statistic al Bisericii, pentru că tot avem obiceiul să ne numărăm membrii câți membri avem, odată la trei luni, acest raport va arăta o discrepanță imensă între forțe în această mare luptă diferența între lumea întreagă de 8 miliarde și ceva versus o rămășiță simbolizată de cei trineri din Valea Epocii de Aur va arăta că nu numărul statistic care îl avem în biserică va da puterea, va da gloria, va da victoria, ci credincioșia și consacrarea oamenilor care cred în Domnul Hristos și care nu și-au pierdut identitatea. Iisus care N-a vorbit niciodată împotriva autorității romane, totuși Domnul Hristos a fost condamnat pentru o altă trădare. Când Pilat i-a spus, mie nu-mi răspunzi, adică pe mine mă ignori, nu știi că am putere. Domnul Hristos, printr-o privire, acea privire blajină cu care mai toată lumea este obișnuită, o privire demnă de împărat, i-a spus, îți voi răspunde Pilat mai târziu, când voi fi la tatăl. Și când a fost la într-adevăr Domnul Hristos, prin Ioan, ucenicul cel iubit, a declarat despre Roma, păgână și mai târziu despre Roma papală, că e vorba de un balaur roșu. Expresia balaur și culoarea roșie evident că asociază autoritatea absolută, tirania și dorința unui balaur care nu iubește nici libertatea de conștiință și nici demnitatea cetățeanului de a alege, va îmbrăca finalmente culoarea roșie. O culoare roșie care, evident, va prezenta sau va sugera sau va fi simbolul epocii de aur. Deci am avut intervenția lui Dumnezeu în 2016, că ne-a mai dat har, zic eu în paranteză, chiar domnii de la pupitru de comandă nu, albastru. Spuneau pe aici, pe acolo, în culise, că a fost doar mâna lui Dumnezeu că acest om blond cu ochii albaștri a fost ales, se refereau la actualul președinte. Apoi a venit pandemia și un alt domn cu ochii albaștri și cu părul cărunt, sub numele de George Soros, a spus că alegerile din 2016 au fost un accident care nu se va mai repeta în 2020. Deci, domnul Soros avea dreptate sau a știut cum este mai potrivit să mă exprim. Siguranța declarației domniei Sale nu lăsa loc de apel sau poate că am dat o cu presupusul. Apoi a venit pandemia și pandemia a adus cu sine un fel de religie arene mesager. Apostolii acestei religii arene mesager și mesagerul ăsta arene avea să ne destăinuie ce fel de mesager este și ce mesaj aduce el cu el. După pandemie, apostolii au dispărut după zidurile mănăstirilor ca și apostolului lui Hitler în America Latină. Unii s-au pensionat, unii pur și simplu au dispărut. Domnul Fauci, care se identifica mogulul la toată știința și care strica visurile frumoase a tuturor, a fost chemat la un comite de achetă să dovedească știința aia pe care o invoca dumnealui. Cum stă treaba cu pânza albastră aia, pânza aia minune pe care ne-o puneam noi la gură, care, domnule, era scut antirachetă. Nu te îmbolnăveai de nimic. Cât și treaba cu distanțarea aia de șase picioare sau doi metri cât era, unde este știința? La care domnul, bineînțeles, Fauci a spus în comitetul ăsta de anchetă că nu era știință, ci doar it's an appearance of science, adică doar a apărea care avea un gust de știință. Acum, Hodoron Tronc apare cartea pasată lui Naomi Wolf de la New York Times pentru editare cu Amy Kelly pe prima pagină. Scrie crimele comise de Pfizer împotriva umanității și atenție, cartea asta, tată, e best seller. Știți, nu e... N-a scris Liviu Tudoroiu cartea, este best seller și care te uimește cu ce recunoaște Pfizer în fața instanței. Documentele din carte reprezintă sumarul a 450.000 de pagini pe care Pfizer a trebuit să le prezinte sub ordinul judecătoresc, nu? Iar acest sumar a celor 450.000 de pagini au fost colectate în această carte bestseller care este intitulată The Pfizer Papers și care arată adevărul despre mesajul pe care mesagerul ARN l-a purtat cu sine în trupul oamenilor. Documentele le aparțin, nu? Atenție, documentele aparțin lui Pfizer. Au fost forțați să recunoască treaba asta, prieteni. Și dacă citiți această carte cu atenție, veți vedea de unde vin aceste nemai întâlnite turbocancere, miocardite, stroke sau comoție cerebrală morți subite și așa mai departe. Are nem mesager, ne dezvăluiește cu cinism că nu era șarpele de aramă și nici salvatorul lumii, așa cum a fost portretizat de foarte, foarte mulți creștini. Am cumpărat și eu cartea că nu știu cât va mai sta pe piață și mi-am zis că cei în mână nu-i minciună. Am dat pe ea, cred că vreo 38 de dolari, dar se merită. Zeloșii din profil care au speriat oamenii de bine să primească acest arene, cu ce mai este în el, ar fi bine să o citească. Și mai este una, o carte intitulată Follow the Science, cu ghilibele de rigoare, urmează știința care este la fel de dotată în argumente și scoate la iveală aceeași diferență între propaganda educațională și adevărata știință. Nu uitați că această carte este și ea, la rândul ei, un best seller, Cheryl Atkinson, Vă invit să citiți și această carte, care, din nou, este bestseller. Este New York Times, în ambele cazuri, și în cazul The Pfizer Papers, documentele Pfizer, a lui Naomi Wolf, cât și Follow the Science, urmează știința, Sheryl Arkidson, ambele prieteni, sunt bestsellers. Întorcându-mă la echipa de lucru pe care actualul președinte și-a făcut-o, o chestiune surpriză, este o achiziție pe măsură a domnului Trump în nouă administrație, care este uh, John F. Kennedy Jr., nepotul fostului președinte de stat care a fost asasinat, care este extrem de pregătit să dezgroape morții. Sperăm că acest mare veteran al medicinii oneste să nu sfârșească ca și președintele haitian, tanzanian sau cel din Madagascar, care au mușcat din mărul otrăvit să nu uităm că sistemul subteran are soluții infinite pentru a ne șterge de pe fața Pământului de o așa manieră că nimeni nu va mai ști vreodată că am existat. Dar Dumnezeu e la cărma vieții noastre și permite să existăm pentru o vreme. De aceea Martin Luther spunea, cei care predică cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia și stau pentru adevăr, va trebui să aștepte moartea în orice clipă. Ăsta a fost Luther, Fostul președinte care a fost asasinat a moșcat în mărul acela otrăvit la vreo cinci zile după ce a respins meniul de război impus de mai mari lumii de atunci, nu? Și pentru că nu a vrut să intre în Cuba, a fost trecut la odihnă. Știu că există o discuție destul de deschisă în societatea a așteptătorilor Domnului Hristos cu privire la a vota sau nu a vota. Ce este politică și ce este profeție, etc. Toate aceste discuții sunt destul de intense pe anumite platforme, și aș vrea să fac parte din soluție, aș vrea să spun și eu părerea mea umilă, un gând personal, cu privire la amalgamul, amestecul, confuzia acestor valențe. Fraților, prietenii mei, eu cred că nu votăm pentru oameni, eu cred că votăm pentru valori morale. Votăm pentru legea lui Dumnezeu. Votăm pentru a ne proteja copiii. Votăm pentru a avea un sistem educațional sănătos cu Biblia în mână, nu cu Coranul în mână. Votăm pentru ca părinții să aibă autoritate de tutore până când copiii cresc mari și pot lua decizii pentru ei. Votăm pentru faptul că noi ca părinți care prin la lui Dumnezeu am adus pe lume copii, avem dreptul să educăm în spiritul creștin al supunerii față de cuvântul lui Dumnezeu. Votăm pentru valori. Noi nu votăm oameni. Da, votăm o persoană. Dar acea persoană este Domnul nostru Isus Hristos, Mântuitorul nostru, care este Prințul Prinților și Regele Regilor, președintele tuturor președinților. De aceea nu avem cum să votăm mai mulți președinți în lumea asta, că votăm doar unul, că și lumea asta finalmente este tot a lui Dumnezeu, tot a lui Hristos. În același timp, deși votăm un singur rege, un singur nume pe Domnul Hristos, respectăm pe cei care sunt îngăduiți pe pământ și ne rugăm pentru ei. Dar în chestiunea de morală putem vota pentru legi protecționiste. Este cunoscut că alcoolul este distructiv, deci face rău pentru cine îl bea, potrăvește creierul și ficatul, etc. Dacă, spre exemplu, ni se cere de către societate o moțiune împotriva alcoolului, No. În societatea în care trăim, să zicem așa, și noi suntem invitați să votăm, să ne exprimăm poziția, așa, ca popor care credem că un cetățean care consumă alcool nu are ce să caute în societatea credincioșilor, că așa stă scris în principiile noastre de credință și dacă chestiunea aceasta este morală în sine, întrebarea care se cuvine este putem noi susține același principiu de credință nu, care este al nostru? poate să devină unanim respectat în societate ca o chestiune de morală? Sau ne dăm înapoi de la treaba asta? Deci în biserică votăm, nu e bun alcoolul, dar în societate ne reținem să votăm într-o chestiune morală ca să nu facem politică. Eu cred că asta este o confuzie. Același lucru se întâmplă și cu țigarea. Nu te-a pus să faci lege pentru a persecuta fumătorul. Că el este persecutat destul săracul de viciu respectiv. Nu te-a pus să faci legi să persecuți omul turmentat din șans, că oricum e săracul persecutat de propria ei soartă. Dar poți să faci o moțiune prin care să interzici producția de alcool, o moțiune prin care să poți interzice producția de tutun. Spre exemplu, în lumea islamică, nu? Islamul a luat din cărțile lui Moise tot ce era bun. Până și astăzi am înțeles că musulmanii care se respectă nu beau alcool. În societatea lor, mă rog, la ei religia și statul sunt unite, nu există un fel de dictatură absolută de gen uh, vatican, dar, domne, nu bea nimeni. Cei care sunt uh, prinși, beți pe stradă, probabil că există niște penalizări, nu le cunosc, nu știu, nu vreau să vorbesc în necunoștință de cauză. Dar în societățile selecte a unor uh, societăți care au o cultură cât se poate de valorică, Tutunul, nu? alcoolul, drogurile, în special în anumite țări, sunt pedepsite cu uh, moartea. Nu, pedepsa capitală este aplicată tuturor celor care nu numai consumă droguri, dar și le transmit altora. Fraților, acestea sunt chestiuni de morală, nu sunt politică. Vorbim de moralitate, vorbim de protecția propriilor noștri copii. Și se pare că la toate acestea, noi creștinii, nu deschidem gura loc. Avem noi un mesaj pentru societate sau nu? Înțeleg că nu facem politică, nu votăm oameni în poziții supreme. Înțeleg asta, dar în chestiuni morale, cred că e necesar ca vocea noastră să fie auzită. Să facem distinție între a vota partide politice, între a vota. Mă rog, conducători de țări sau de state, în a fi angajați în războaie totalitare, cred că poziția bisericii este exemplară. Dacă e vorba să te sustragi de la un simț al datoriei sociale și să nu votezi pentru moralitatea pe care tu, de fapt, o predici, mie mi se pare o lașitate și nu numai o lașitate, dar și o ipocrizie. Evrei aveau o Constituție teocratică, nu? Legile lui Moise, 600 și câte legi erau acolo nu? Toate aveau ca intenție, era de fapt justiția lui Israel, Constituția lui Israel, și toate aveau ca tendință să păstreze moralitatea societății și drumul normal al poporului spre Dumnezeu. Și cu toate acele, totuși, oamenii s-au apostaziat. Da, păi să nu mai ai un compas moral și să-l și pe -ala. Ultima cârjă de care umanitatea se mai susține, să-l și pe ăla la o parte, să-l dai la o parte. Și dacă lumea nu știe nimic despre ce credem noi, ce fel de misionari suntem? Deci, prieteni, în chestiuni de morală, noi avem datoria ca să ne facem vocea noastră auzită. Dragii mei prieteni, vor uh, trece niște ani peste noi, vă aduc aminte că în 313 la Conciliul de la Milan, Constantin cel Mare dădea libertate creștinilor din Roma, pentru prima oară după sute de ani de persecuție a venit un împărat care a fost ovaționat pentru libertatea care a fost oferită creștinilor. S-a oprit tortura, s-a oprit arderea pe rug, arenele romane au funcționat doar cu animale și altceva, iar creștinii au fost invitați în libertate. Au trecut de la 313 până în 321, când s-a dat pentru prima oară un decret care impunea forma de închinare sau mai degrabă spus ora și ziua de închinare în întregul imperiu, din 313 până în 321, se pare că sunt în jur de 8 ani de zile în care creștinismul a avut gust dulce, pentru care uh, creștinătatea de atunci a mulțumit cu vârșim și îndesat Marelui Împărat Constantin. Era epoca de glorie, epoca de aur a societății constantiniene. Creștinii în 8 ani de zile au primit putere, bani și libertate. Și-au exercitat influența și-au trimis copiii la facultățile de retorică în Roma, iar după 8 ani de zile societatea creștină a început să devină pestriță, copiii creștinilor s-au întors acasă romani de adevăratele reflectând gândirea, nu marxist socialistă a retoricii romane, nu e așa? Și bineînțeles că pă părinții nu i-a mai recunoscut. În felul acesta biserica a fost aruncată într-un război intern în care noua generație de creștini, afectată evident de uh, educația Romei, care nu era altceva decât o filosofie greacă din multe puncte de vedere, creștinismul a fost aruncat în aer. 321 Constantin cel Mare a spus s-a terminat cu libertatea necondiționată. De acum înainte începe libertatea condiționată. De aceea, prieteni, Cred că aceste apus de soare al ateismului pentru o perioadă scurtă în Statele Unite și nu numai, va fi un prilej de bucurie pentru oameni, dar în același timp sunt convins că lucrurile care sunt scrise se vor împlini și noi ar trebui să fim vegheatori, să ne rugăm Domnului Hristos să avem acea părtășie cu Domnul pentru a nu fi luați prin surprindere atunci când Dumnezeu va sfârși. Mișcarea mega care se traduce Make America Great Again sau este de fapt Make Rome Great Again, este de fapt să facem Roma măreață din nou. Idealul este haide să facem America măreață din nou, așa cum a fost, să strălucească America în era de aur și să strălucească de fapt Roma din nou în era de aur. Deci Quingley avea dreptate când s-a spus că atunci când America va deveni cea mai puternică națiune ale a lumii, bineînțeles că biserica Romei va deveni cea mai puternică biserica a lumii. Când America va stăpâni imperiul global, evident că prin acesta biserica Vaticanului va stăpâni planeta. Deci, prieteni, sunt convins că e necesar să fim atenți la termeni politică sau profeție. Vedeți dumneavoastră, creștinul n-ar trebui să aibă mentalitate de sclav. În cartea Eclesiastului, capitolul 10, de la versetul 5, este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cărmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii în iar bogații stau în locurile de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Prietenii mei, această declarație am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi, acest text, textul 7, este o profeție. Câți creștini au fost duși la eșafod? Câți urmași ai Domnului Hristos? Nu mergeau în lanțuri de 20, cu 20 de kilograme la mâini și 20 de kilograme la picioare, de-abia tărându hoitul până la decapitare, iar, de fapt, adevărații sclavi erau pe cai, soldații care îi păzeau pe acești creștini. Valorile erau inversate atunci, la data aceea. Deci, creștinul nu are mentalitate de sclav. Se referă mai mult la uh, robe ai minții, robe ai păcatului. Robii păcatului, sclavii păcatului, subservienții sistemului mergeau călare, în timp ce voievozii, crești, adevărații creștini, mergeau pe jos cu demnitate la eșafod, la rug, la ghilotină și așa mai departe. Ce se întâmplă atunci când trădătorii devin stăpânii? E o întrebare. Foarte, foarte importantă, vă aduceți aminte de declarațiile lui Rockefeller din cartea Memoirs la pagina 405, slavă Domnului că am încă cartea acasă în, la, în biblioteca mea, unde spunea, este adevărat că e o bârfă, spun așa într-un limbaj cât se poate de urban, este sau circulă bârfa despre mine și familia mea că m-aș fi asociat cu ceva indiviz din afara țării pentru a conspira. Pentru a lupta, pentru a trăda interesele Statelor Unite. Pentru, evident, în beneficiul unui sistem global sau unui sistem internațional. Dacă acestea sunt acuzele, le recunosc și sunt mândru de ele. Iată ce se întâmplă când trădătorii devin stăpâni. Din acel moment, America, prietenii, nu mai este America. Este o colonie. Imaginați-vă ce trist este că America a devenit o colonie a globalismului. Interesele Romei, interesele Vaticanului, mișuna în casa care ar trebui să se numească albă. Vremea nu este departe când poporul lui Dumnezeu va fi chemat să-și dea mărturia în fața conducătorilor pământului. Întrebare pentru dumneavoastră, de ce să-și dea poporul lui Dumnezeu mărturia în fața conducătorilor? Adică cum? Conducătorii sunt pe o parte a baricadei și poporul meu este pe altă parte a baricadei. Cum adică? Dragii mei prieteni, de aceea cred că este important să înțelegem că avem o criză de identitate între noi. Profeția este abilitatea lui Dumnezeu de a vedea evenimente politice, mișcări sociale și religioase. Toate aceștia sunt în anticipație. Și până la urmă un creștin are un mesaj pentru lume. Sau suntem doar niște câini muți, cum ne face pe noi pastorii Ezechiel? În 1888, John stătea în fața întregului spectru politic al Statelor Unite, prieteni, pentru a convinge Congresul American că o lege religioasă de impunere a unei zile de odină, folosind aparatul politic, ar constitui o încălcare flagrantă a Constituției Americane și ar produce, evident, așa cum știm noi și credem, imaginea unui eventual chip de fiară. Dacă acest om nu ar fi vorbit atunci, în felul acesta, eu, tu, noi n-am fi existat altfel, astăzi. Dacă acest om nu ar fi vorbit atunci, noi nu am fi existat astăzi. De ce? Pentru că istoria ar fi fost scrisă în altfel, istoria ar fi fost alta și că sfârșitul ar fi fost tragic. Adeseori nu ne dăm seama că datorăm ceva unor oameni care au avut demnitatea, dar și smerenia și blândețea, care aveau să convingă pe ascultători că acești urmași ai Evangheliei au un mesaj și nu numai un mesaj, dar cred în acest mesaj, îl trăiesc și au un ideal să-l promoveze altora. Când vorbim despre atitudinea creștinului față de realitatea socială, vreau să vă prezint câteva cărți scrise de Jones cel care a stat în fața Congresului American, a scris o carte care se cheamă Christian Patriotism, Patriotismul Creștin. După aia, Jones a scris cartea Ecclesiastical Empire, Împărăția Ecclesiastică. După aia a scris The Two Republics, cele două republici. The Captive re Republic sau Republica Sequestrată, dacă vreți, Republica Sequestrată, Apoi avem The Great Empires of the Prophecy, Marile Imperii ale Profeției. Dragii mei, toate acestea sunt evenimente politice, acțiuni sociale, mișcări între țări, între culturi. Toate aceste evenimente au fost percepute prin imaginea Profeției. Dacă vă uitați la Haskell, The Story of Daniel the Prophet, care a scris și el, este un excelent individ care produce paralele între situațiile profetice ale Scripturii, putem să mergem mai departe și să-i vedem pe toți ceilalți. Nu? nu mai vorbim de Uriah Smith care scrie Daniel și uh, Daniel and Revelation Daniel și Apocalipsa. Nu? Deci toți oamenii aceștia uh, nu au făcut politică dar au analizat elementele politice prin prisma perspectivei lui Dumnezeu care se cheamă profeția. Analiza Societății umane, din punct de vedere politic, religios, social și așa mai departe, în orice spectru, se cheamă profeție. De ce? Pentru că este percepția sau punctul de vedere a lui Dumnezeu. Dumnezeu în profeție analizează popoarele. Și asta nu înseamnă că poporul lui Dumnezeu face politică dacă analizează aceste, această istorie a lumii cu ochii lui Dumnezeu. Prieten, dacă rămânem doar la Roman 13, dacă doar Roman 13 este tot ce putem oferi lumii, înseamnă că solia a căzut, a căzut Babilonul cel mare, n-are cum să mai fie dată niciodată, pentru că această solie a cărții Apocalipsei va fi confundată de cei care nu vor să fie deranjați ca fiind o solie politică. Protestul Prinților în Germania vă mai duceți aminte de ei. A fost un mesaj. Protestul Prinților, care evident că zis de Luther, au acționat împotriva unui rege vasal Romei și nu dedicat intereselor germane. Și bineînțeles că i-au obținut libertatea de a tipări noul și vechiul testament în limba germană datorită acestui protest. Deci creștinismul are o misiune. Suntem necombatanți și e bine că e așa, că nu participăm la războaie totalitare, e bine că nu facem parte din mișcări politice și ideologii de genul acesta, dar asta nu înseamnă că trecem prin lumea aceasta atât de neobservați, prieten, fără țintă, fără motiv de a exista. Mulți suferim de sindromul lui Petru în fața sălii de judecată. Vă mai aduceți aminte? Frica pe care o avem și frica pe care a avut-o Petru când o femeie s-a adresat cu întrebarea nu e așa că ești și tu unul dintre ei? Pentru că și limba te dă de gol, maniera în care folosești comunicarea. Ai învățat de la Isus. Nu mai încap îndoială, ești un urmaș al lui. Frica de a fi identificați ca urmaș al lui Hristos ne face să luăm atitudinea lui Petru în seara zilei înainte de martiriu. Mă tem că tăcerea noastră să nu vândă din nou pe Domnul Hristos prieteni. Să știți că în timpul lui Daniel, visul lui Nebucadnezar a creat un scandal politic la curte, nu numai unul cu caracter religios. Daniel nu s-a ascuns, n-a fost un câine mut. Moartea a bătut și la ușă la el. Daniel a postit și s-a rugat în momente critice, în momente amare, în momente de cumpănă pentru istoria Marelui Babilon. Și, finalmente, Daniel a devenit sau a fost parte din soluția lui Dumnezeu și nu din problema împăratului Nebucadnezar. Soluția era tot o chestiune de interpretare a politicii globale, tot o interpretare a evenimentelor politice ale lumii. Explicația pe care Daniel o dă împăratului este o explicație providențială. Dumnezeu prezintă Politica viitoare a lumii, a marilor puteri care vor veni după Daniel, după Nebucanesar, iar Daniel o prezintă prin a perspectiva uh, profeției pe care Dumnezeu o face. Daniel prezintă chipul cu toate aspectele politice ale marilor schimbări din lume, iar Daniel însuși nu este un om politic, dar el face analiza vremii prin perspectiva a ceea ce a spus Dumnezeu. Deci, ce a salvat aparatul politic al lui Nebucanețar a fost intervenția lui Daniel, prieteni, prin explicarea visului și resetarea creierului lui Nebucanețar pe coordonate dumnezeiești. Noi, ca și al lui Dumnezeu, nu putem practica nici politica lumii, prieteni, dar nici politica struțului care pretinde că nu vede nimic și, simte, și, nu se simte responsabil de prezența leilor între, între mei. Se pare că barierele fricii vor fi date la o parte cândva și când acestea vor fi date la o parte, așa cum spune Marea Luptă, de către Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cei sigilați cu caracterul Domnului Hristos, vor da, Solia a căzut, a căzut Babilonul cel mare, fără să le fie frică de consecințe. Întrebarea, cei care nu doriți să participați la această uh, mișcare, pentru că, evident, ne pune pe noi ca. Și creștini în afara zonei noastre de confort, este Solia a căzut, a căzut Babilonul cel mare care relaționează cu globalismul actual uh, o declarație politică? sau una cu caracter religios. Când spunem noi a căzut, a căzut Babilonul cel Mare și identificăm Babilonul cel Mare cu spectru politico-religios al lumii întregi, asta înseamnă că noi facem politică sau facem analiza vremii prin ochii lui Dumnezeu și prin perspectiva opiniei lui Dumnezeu sau abilității lui Dumnezeu de a anticipa evenimentele în viitor. Este aceasta ceea ce dorește poporul lui Dumnezeu? Sau Vom spune ca de obicei, ai mă frate, n-a sosit timpul. Ne place enorm această frază, n-a sosit timpul, frate, n-a sosit timpul. Va veni vremea când poporul Dumnezeu va face aia, va veni vremea când poporul Dumnezeu va face aia. A, dar probabil că în generația viitoare, nu acum. Ne place să pasăm responsabilitatea care ne aparține generației care vine de după noi. Noi trăim, ne odihnim, ne bucurăm și dacă ne cheamă Domnul la odihnă să fie bine. Cred că ar trebui să ne analizăm foarte bine maniera în care ne poziționăm și ne formăm reperele sociale în circunstanțele prezente, față de Dumnezeu în primul rând și față de lume. Știți, Ieremia avea dreptate undeva pe capitolul 2-3. Ne spune acolo, ce bine știi să ți întocmești căile, că așa de bun ești în actorie, chiar și la minciună te deprinzi sau te dedai, tocmai ca să-ți împlinești planurile tale personale. Dragii mei prieteni, problema este că lupta se dă pentru mintea mea, pentru mintea ta, pentru mintea noastră. Undeva în trecut, în timpul erei războiului rece, se spune că a existat un experiment făcut de agențiile inteligente, nu undeva pe Pământul ăsta, și acel experiment psihologic s-a numit 17 plus 1. Ce s-a întâmplat vă va uimi. Au fost 17 agenți invitați la un evenim, eveniment psihologic, iar unul singur a fost subiectul experimentului. Subiectul nu știa că cei 17 sunt agenți. Dar li s-a arătat un triunghi în față și le-a spus uh, și tuturor celor 18 li s-a arătat un triunghi. Și au fost întrebați toți cei 17 agenți anonimi, evident, de care subiectul nu știa, ce văd ei în fața lor? Un triunghi sau un pătrat? Toți cei 17 agenți au fost educați să spună, văd, vedem un pătrat, deși li s-a arătat un triunghi. Când a ajuns rândul la subiectul efectiv al acestui examen psihologic, individul s-a gândit bine, mă, eu văd un triunghi, dar 17 oameni înaintea mea văd un pătrat. Dacă eu le spun că ăsta este triunghi, vor râde de mine. Și atunci omul, subiectul din acest experiment psihologic, a ales, deși vedea un triunghi, să spună că e pătrat. Așa a fost și în pandemie, Așa a fost peste tot în istorie. Repetarea minciunii la infinit va fi indexată de propriul creier în final ca adevăr absolut. Din nefericire, dragii mei, corul papagalilor bine plătiți funcționează. Vom sta în fața autorităților pentru a da mărturie în fața împăraților. Și vom avea în fața noastră realitatea clară, unde 8.000 de agenți inteligenți vor spune că. Duminica este nu ziua biblică, când nu este nicio dovadă pentru acea zi de sabat de odină nebiblic, iar o să va trebui să spună invers. Vom face ca și subiectul din experimentul psihologic sau vom accepta soarta de a fi disprețuiți, ostracizați, eliminați din societate pentru că vom recunoaște că de fapt triunghiul este triunghi și nu este pătrat. Vom recunoaște ziua de sabat ca fiind ziua de odină, chiar dacă ceilalți agenți din lumea asta vor spune că nu este sabatul zilei a șaptea, ci este sabatul zilei întâi, vom accepta să zicem ca ei, ca să nu părem nebuni în fața lumii? Rămân la ideea stă scris Sabatul zilei a șaptea este ziua lui Dumnezeu. Vreau să vă fac o mărturisire, dragi mei prieteni. După ziua alegerilor, diminea dimineața ora patru era, m-am trezit și m-am rugat lui Dumnezeu. Am văzut, evident, polurile l-au indicat pe actualul președinte ca fiind liberatorul țării noastre. De ce să vă min? M-am bucurat am avut de ales între două opțiuni așa, sufletește. Nu am fost la vot, nu m-am dus. L-am ales pe Domnul Hristos. Și am zis în sufletul meu, Doamne Iisuse, vorbește-mi Tu. M-am plecat pe genunchi, am vorbit cu Domnul Hristos și am zis, când mă rog îți vorbesc eu ție, Doamne. Când deschid Biblia îmi vorbești Tu. Vorbește-mi Tu, te rog. Și robul tău ascultă. După o anumită perioadă de timp, în rugăciunea mea, mă închis ochii și am deschis cuvântul. Nu o fac foarte des, o fac foarte solemn, când îi cer lui Dumnezeu să deschidă el Biblia și o face. Dragii mei prieteni, vă mărturisesc că am rămas înmărmuit. Biblia s-a deschis la Estera, Cartea Esterei, capitolul 3, unde Haman a venit cu banii în era glorioasă, epoca de aur, ca să dea bani la împăratul Ahasferos să persecute poporul. s l strânge bani mai mult de 10.000 de sicli de argint și o fi Hamanul secolului 21, pe undeva pe aproape ca să l stimuleze pe acest, mă rog, conducător de națiune, ca să dea un decret să se elimine aceia care trăiesc liniștiți în marele imperiu al Babilonului și care au legi diferite de ale tale împăratului și împărate și nu țin cont de ele. Am rămas marcat de aceste cuvinte pe care le-am citit pe paginile Scripturii atunci, în acea oră de dimineață, și am înțeles mesajul lui Dumnezeu că vremea aceasta de bucurie se va transforma într-o vreme nenecaz. Ne, Bunul Tată cere să ne binecuvânteze, să ne dea putere, să rămânem mai Lui de acum și în veci. Amin. Să ne rugăm, iubite Tată, în numele Domnului Hristos, să-ți mulțumim că ne iubești, vrem să rămânem mai Tăi, vrem să facem voia Ta și vrem să nu ne amăgim pe noi înșine singuri, că vor mai fi sute de ani în lumea asta, nenorocită și plină de necas, ne bucurăm de libertatea de moment, ajută-ne să fim smeriți și să vechem și să ne pregătim pentru atunci când ne vom întâlni cu Haman, să stăm în picioare și să ne închinăm doar Ție te iubim, Tată, în numele lui Isus. Cerem ajutor în numele tuturor fraților, surorilor, tinelor, copiilor, bătrânilor, adulților care sunt prezenți pe calea undelor și care își doresc puterea de a învinge frica pe care o au astăzi. Îți mulțumim că ne iubești și că ne ții departe de politica acestei lumi. Dar în același timp ajută-ne să ne facem datoria față de tine și să te mărturisim înaintea oamenilor ca și tu, Doamne Iisuse, să ne mărturisești înaintea Tatălui. Îți mulțumim în numele Lui Isus, Tată Ceresc, pentru aceste minunate uh, momente și gânduri care vin de la tine. Amin.